Doamnelor și domnilor, o nouă lecție de privit, poate într-un fel oarecum special. De ce? Vedeți, noastră, un artist, în momentul în care ne oferă o imagine, o pânză, o lucrare de grafică sau o sculptură, poate să ne înfățișeze ceva anume. Un personaj identificabil ca atare. E Petrică, e Maria, știu și eu ce, cine. Dar, uneori, și ăsta este și cazul lui Cornel Ionescu, care, iată, ne oferă o altă expoziție cu balerine, da, cu balerine. Ne oferă altceva. O stare. Pictorul care zugrăvește, care dă culoare stărilor, se află într-o altă relație cu realitatea și în această relație el ne oferă o altă dimensiune asupra căreia merită să reflectăm. Cum ar fi dacă am spune că cineva pictează muzica? Nu așa surprinzător. Cum adică muzica? E bine, personajele lui Cornel Ionescu ne oferă, dacă vreți, ecourile, reverberația muzicii. Balerina pe care o vedeți așezată aici cu spatele și care mie îmi place extraordinar de mult, am mai spus-o. De ce? Datorită firescului, datorită poziției relaxate și totodată a ecoului pe care îl simțim, a ecoului unei muzici în care balerina respectivă evoluase. Și ea trăiește în continuare acea muzică. Oare ce muzică o fi fost? Ce piesă de balet? Sigur că privindu-le și mai ales sezizând stările lor, ne dăm seama că aceste balerine sunt, spuneam într-o discuție cu un specialist, sunt lebedele mici. Acele adolescente care ajung pe scena mare, în lacul lebedelor, și care, terminând partitura ce le este acordată prin libretul coregrafic, dacă putem să facem o asemenea apropiere între text și mișcare, e bine, ele nu încetează de a mai fi bântuite, trăite de muzică, chiar după ce muzica, sugerat aici de un instrument sau de altul, a încetat să mai fie. Această idee de a picta stările, de a fi pe măsura acestor stări, nu este numai legată de balet, nu este legată numai de balerine, fie ele chiar și lebedele mici, dacă acceptăm.